ne dorim investitorii aceia care construiesc responsabil și se uită, da, în timp la calitatea construcției și la moștenirea pe care o lasă orașului. Altfel o să avem tot pe cei care sunt în continuare prezenți, care nu sunt neapărat preocupați de aspectele legislative, n-au fost și nu sunt și nici nu vor fi. Îi preocupă strict doar profitul. Știm că există și acești jucători, îi cunoaștem foarte bine, însă nu pot să condamn o întreagă industrie pentru că există astfel de jucători. Salutare, salutare! Daniel Tudor aici la un nou podcast săptămânal cu un invitat foarte fain, doamna imobiliară românești, cum mă numesc eu, Despina Ponomarenco. Bine ai venit! Mulțumesc, Daniel, și mulțumesc pentru această titulatură. Mă încântă. O meriți pe deplin, Despina. Despina este o prietenă veche a noastră, cu ștate veche în industrie. 2004, mai exact, este anul în care a început în imobiliare în România. 2004, asta înseamnă că faci 20 de ani la anul. Da, așa este. Două decenii. Da. Am văzut multe în această industrie. Da, ai prins deja mai mult de un ciclu. Da. Un ciclu și jumătate. Nice, să amintiți să vorbim despre asta. Despina este fondatorul și directorul Bucharest Real Estate Club, sau BREC, mai simplu, cea mai reputată organizație care ajută la dezvoltarea și reglementarea pieței imobiliare din București, dar și România prin Romania Property Club, care practică ramura de extinderea la nivel național. Extinderea la nivel național a BREC. Da, era cam ciudat să mergi cu BREC în Cluj, că probabil că erau niște mici niște mici discuții. Așa că iată, s-a fondat și RPC. Felicitări pentru ambele inițiative. Sunt foarte faine și o voce foarte puternică pentru piața noastră, care este nevoie ca să ne putem sofistica și dezvolta sau ce în produse și servicii mai de calitate. Așa că aș vrea să intru direct cu asta, Despina. O să las întrebarea de unde vii și de unde, de unde te tragi pentru undeva un pic mai târziu, că vreau să intrăm direct pragmatic, pentru că oamenii asta vor să vadă de la noi, să-mi spui viziunea ta și a BREC, despre cum arată BREC și RPC, despre cum arată piața imobiliară la final de 2023. Mulțumesc pentru întrebare. Bucharest Real Estate Club, atât Bucharest Real Estate Club cât și Romania Property Club sunt asociații, suntem organizați ca ONG-uri din punct de vedere juridic. Cu BREC avem o activitate de 6 ani, în luna noiembrie împlinim 6 ani. Am organizat diverse campanii, evenimente, am publicat cataloage, în general activități pe care le fac în general ONG-urile, cu scopul de a arăta bunele practici în industrie, de a promova proiectele calitative și de a ridica overall nivelul în industrie. Evident, ne dorim, încă considerăm noi că mai este loc de new entries pe piață, ne dorim noi investitori care sunt prezenți în zona asta CEE a Europei Centrale și de Est, care sunt poate la Varșovia, sunt la Budapesta, sunt la Praga sau la Viena și nu sunt încă prezenți pe piața românească. Îmi place că spui asta. Am avut un debate chiar recent despre dacă piața imobiliară poate să mai absorbă fonduri sau investitori calificați, sofisticați din Europa sau de alte părți. Și am fost confruntat, eu spuneam că 100% da și mi se răspundea nu, că deja e plină piața, unde mai o să vindeți alte unități și mai departe. Uite că oameni care se uită pe date, cum sunteți voi, îmi confirmă și asta mă bucură. Da, ce trebuie să înțelegem este că dacă ne dorim acești investitori, trebuie să avem predictibilitate în primul rând. Despre asta tot vorbim în ultimii 2-3 ani, de când avem și o nouă, mă rog, nu chiar nouă, de când avem conducerea primăriei municipiului București. E complicat să vorbești despre predictibilitate în condițiile pe care le avem acum în București, și anume puzuri suspendate sau anulate și un pug încă în lucru, cu un termen estimativ de livrare. E foarte simplu, deși am tot auzit că lumea trece cumva așa la și altele capitolul ăsta de predictibilitate. Nu este deloc la și altele, e baza piramidei. Dacă ne dorim investitorii aceia care construiesc responsabil și se uită, da, în timp la calitatea construcției și la moștenirea pe care o lasă orașului,
Altfel o să avem tot pe cei care sunt în continuare prezenți, care nu sunt neapărat preocupați de aspectele legislative, n-au fost și nu sunt și nici nu vor fi. Îi preocupă strict doar profitul. Știm că există și acești jucători, îi cunoaștem foarte bine, însă nu pot să condamn o întreagă industrie pentru că există astfel de jucători. În termeni plastici, nu știu, mă gândesc că eventual, nu știu, ar ieși acum ANAF-ul și ar zice oprim toată industria artistică, nu se mai va organiza niciun concert, pentru că există, nu, niște domni și niște doamne care prestează pe la nunți și nu se fiscalizează. Și oprim toată industria până când rezolvăm problema. Trist. Deci văd așa două chestii destul de clare în percepția ta și răspunsul tău la întrebarea cum arată piața la final 2023. Una este cu oportunități de creștere, de expansiune, da, către... cu foarte multe provocări. Da, cu către oameni care sunt mai sofisticați sau către investori care au un nivel de cunoaștere sau de viziune mai înalt. În același timp, foarte multe provocări din zona de urbanism, de autorizări, de legislație, exact, mai departe. Adică dacă e să ne uităm din punct de vedere economic, România a stat și stă încă mult mai bine față de ce se preconiza, da, apropo de provocări. Am avut pandemia, am avut explozia de costuri. Când credeam că am depășit aceste provocări, a început războiul și cel puțin pe ceea ce a însemnat rezidențial și noi, tu știi foarte bine, lidurile noi, da, pentru proiectele rezidențiale a fost o prăbușire în acele luni. Da. Iarăși toată lumea vorbea că o să se prăbușească piața. E ce să vezi, piața nu s-a prăbușit și nici economia nu s-a prăbușit și stă mult mai bine decât... În mod ironic, stă mai bine, da. Exact, decât se preconiza. Trebuie să înțelegem că toată industria asta de real estate și construcții și tot ce se adună în jurul ei reprezintă o bună pondere din PIB-ul la nivel național. Și dacă ne dorim creștere economică și bunăstare, evident, în paralel ne dorim și o piață imobiliară sănătoasă și o piață imobiliară în dezvoltare. Nu există scenariul în care piața imobiliară e la pământ și prețurile au scăzut așa vertiginos 15, 20, 30%, situația pe care am avut-o în 2008-2009, da, iar economia bubuie. Nu există această situație, nu o să existe niciodată. Da. Asta o spun tocmai pentru cei care nu sunt neapărat în industrie și poate nu înțeleg lucrurile astea și își doresc, dacă își doresc neapărat să vină o criză, trebuie să înțeleagă că și salariile lor s-ar putea să scadă și s-ar putea să nu mai aibă avansul acela pe care se bazeau ca să contracteze un credit. Uite, ascultându-te, mi-a dat seama de o potențială paralelă pe care am putea o face, acum păstând proporția, pentru că vorbim totuși de o economie și o situație geopolitică, geostrategică a României cu totul diferită față de anul de grație 2004. De ce zic 2004? Pentru că anul 2004 este anul care a intrat în imobiliară. Și eu studiind mult ciclicitatea imobiliară în lume, înțeleg capitalist, am văzut că un ciclu imobiliar durează medie cam 11 ani. Și merge prin vreo 4 faze, una de recuperare ușoară, apoi o corecție sau stagnare temporală la mijloc, după care o perioadă de explozie, către care probabil ne vom îndrepta în următoarea perioadă și noi în România, urmată de o perioadă de recesiune. Dacă mă uit în spate la ciclul anterior, care s-a terminat în 2008 cu criza începută în 2008, care a ținut la noi un pic mai mult datorită contextului, să zicem, economic al României, am putea spune că cumva 2023 ar putea să aibă un pic din 2003-2004. Ce zici? Cred că nu există un copy-paste și niciodată lucrurile nu vor sta identic. Trebuie să realizăm că noi avem o piață modernă, imobiliară, foarte tânără. Da? Vorbim de începutul anilor 90, când s-a schimbat regimul politic în România. La începutul anilor 90, nu știu, n-aș putea să spun că exista o piață, cel puțin a construcțiilor noi, foarte, foarte puține construcții noi. Ce s-a întâmplat însă a fost sfârșitul anilor 90, foarte multe companii multinaționale aveau un management expat și își trimiteau managerii expați în România și atunci a început să crească piața aceasta a locuințelor pentru cetățeni expatriați. Și așa s-a dezvoltat tot ce înseamnă Băneasa, Pipera, care atunci erau complet nedezvoltate și foarte mulți investitori privați, da? Deci nu investitori mari.
Asta a fost începutul. Și mi-aduc bine aminte de el, că atunci când am intrat în 2004 în piața imobiliară la agenția Eurisco, erau foarte bine separate cele două segmente, residential for sale și residential to rent, se numea. Și practic așa a început ușor piața să se dezvolte, vorbim de piața rezidențială, iar apoi pe măsură ce economia s-a dezvoltat au apărut și primele clădiri moderne de birouri din București. Începutul anilor 2000 deja era efervescență pe piață. Investitorii mari lucrau, se făcuseră niște achiziții de terenuri. Atunci au început să se lucreze la primele proiecte mari de mall-uri din București. Corect. Mall Vitan. Exact, Mall Vitan, cred că a fost finalul anilor 90, dacă mi-aduc bine aminte, 99 parcă. Știu că am intrat în el în 2001. Prima oară și de-abia s-a finalizat. Eu cred că, dacă nu mă înșelă pe mine memoria, 99 atunci l-au deschis. Da, dar eu am primit 14 ani în 2001 și de asta mă simt. Că n-aveam voie. Deci 10 ani diferență între noi. Eu aveam 24 de ani când am început să lucrez. Să râd, să intra cu buletinul la mână, n-aveam voie. Dacă nu prezentai buletinul și a trebuit să așa să fac 14 ani. Da, vorbesc serios. Oh my God, nu știam asta. Și când am avut și eu buletinul, finally, ai zis, bă, ce fac, mă duc la mall. Și domnul de la Paz de acolo mi-a cerut buletinul și l-am dat. Ok. Da. Nu știam asta. Da, așa a fost. Asta știu că în 2001 am fost, pentru că am fost 14 ani în 2001, dar mall-ul deja exista de ceva timp. Nu știu dacă 2 ani, dar sigur exista de ceva timp. Da. Da. Au fost clădirile Europe House, America House, da, au fost printre primele clădiri de birouri moderne, împreună cu clădirea de la Piața Operei. Opera House, parcă se numea, nu mai țin. Nu e Opera exact. Center? Opera Center, da. Opera Center, da, care a fost în portofoliu la Ţea Imo și acum a ajuns la Dedeman. Și apoi, avansând ușor, ajungem în anul 2007, când lucrurile deja o luaseră razna bine de tot. Da, știu că atunci se cumpărau terenuri, nu mai veneau. Deci oamenii nu se mai deplasau în București. Se uitau pe Google Maps, da. Știu exact niște cazuri concrete. Vedeau că e Marriott relativ aproape, nu se uitau că nu există o stație de metrou, că nu există alte puncte de interes, îl luăm. Și terenurile alea în 2009 au ajuns să valoreze nici măcar la jumătate, mai puțin de jumătate. Da, da, eu cunosc fix în 2007 am intrat în industrie și atunci am prins vârful perioadei de explozie din ciclul anterior. A fost, într-adevăr, 2006-2008, a fost o creștere nesănătoasă. Adică cumva se ardeau niște etape. Și în fine, unii din spuneau că o să ajungem la un moment dat să hit the wall, dar nimeni nu-și dădea seama că o să fie pe bune. O să fie pe bune, da, exact. Iar ceea ce a agravat foarte mult a fost tot ce s-a întâmplat cu Lehman Brothers și cu, a fost așa un efect de cascadă. Însă despre ce vreau să vorbim și de ce a durat așa de mult, noi avem și un program educațional, se numește Real Estate Academy. Și la unul din cursurile noastre s-a vorbit de criza din 2009 și ne explica Andrei Văcaru de la actual EO Partners, fost GLL, că mentalitatea asta românilor apropo de imobiliare a făcut ca noi să avem o criză mult mai prelungită. Românul nu a fost dispus să negocieze. În America lucrurile sunt mult mai simple. Ok, ai un apartament, ai o clădire, ai ce asset consideră tu că ai, tu crezi că valorează X euro, dolar și așa mai departe, doar că dacă vezi în piață că primești oferte cu 10%, 20%, 30% mai puțin, e clar că lucrurile nu stau așa cum te-ai așteptat. Dar americanii conștientizează lucrul ăsta și cheie contractele, vând, adică se focusează pe obiectivul lor principal. La noi problema a fost că oamenii nu vindeau, tot așteptau, zic că își revine piața. Da. Își revine piața și, mă rog, mai erau și foarte mulți investitori care cumpăraseră la prețuri foarte mari și, evident, pierderea asumată trebuia să fie foarte mare. Care au intrat târziu, au intrat late, 2007-2008. Exact. Se cheamă cumva treaba, se cheamă winner's curse, blestemul câștigătorului. Deci crezi că, fiind sus acolo, deja ai prins jackpot-ul, dar de fapt ești câștigătorul. Și cumva lucrurile s-au prelungit, oamenii și piața nu era lichidă, nu se făceau tranzacții. De-aia era și foarte greu să faci niște rapoarte de evaluare. Pentru că nu poți face o evaluare fără să ai un istoric cu cât s-a vândut concret. Adică în 2009, în 2010 era foarte greu să faci aceste rapoarte de evaluări. Și lucrurile s-au tot prelungit. A trecut și 2012, 2013. Undeva, cred eu, de prin 2014 lucrurile au început să-și revină ușor.
Ce a fost în schimb bine la valul ăsta este faptul că au venit jucători noi. Atunci au venit jucătorii noi, mai ales cei prezenți în piața de office. Atunci au început să gândească planurile de dezvoltare cei de la Vastint pentru terenul pe care îl luaseră la timpuri noi. Scansca, dacă mi-aduc bine aminte, parcă în 2011 a intrat pe piața românească. Atunci s-au fondat cei de la Forte Partners și au început să lucreze tot pe partea aceasta de office. One United. One United, exact, au început în perioada respectivă cu segmentul rezidențial de lux și premium. De concept, tot doar. Și lucrurile au început cumva să aibă altă turnură. Adică am văzut pe lângă partea de nord, am văzut că existau noi poli, da? Tot pasajul acela de la Basaraba a declanșat un nou val de dezvoltări. Da. Am avut Vastin cu Business Garden, Forte Partners cu The Bridge, Ția Imo pe vremea respectivă cu Orhidea Gardens, doar ca să numesc câteva proiecte mari de birouri. Sema Parcu. Sema Parcu, da, un pic mai departe, tot în zona respectivă. Iar apoi ulterior, peste câțiva ani, au cumpărat și de la One platforma Ventilatorul, da, un pic mai departe. Unde este One Cotroceni Park. Unde este One Cotroceni Park, exact. Avem și partea de centru sud de care am vorbit, unde este Vastin, unde sunt cei de la Forte Partners cu U-Center. Da. Și am început să vedem că nu, București nu însemna doar nord și centru din punct de vedere imobiliar. Existau și alte zone care se puteau dezvolta. Interesant că ai deschis subiectul ăsta. Avem clar acum niște poli. Avem trei poli mari, da? Poți spune chiar patru, în mod paradoxal și zona militară este zona de birouri. Deși, păi face parte din toată partea aia de centru-vest și Scansca a construit acolo la Iuliu Maniu, da? Exact, inclusiv continuându-se cu AFI. Din părțile punctului separa zona Grozăvești de zona militară, deși sunt tot centru-vest amândouă. Mă rog, centru-vest este Grozăvești, militar este vest. Da, de la Grozăvești practic se continuă spre... Se continuă, Politehnica spre Iuliu Maniu, Iuliu Maniu. Ce poli vezi următoarea perioadă pentru București? O să vă reveni și la țară. Cine din țară sau în alte părți nu-și piardă răbdarea. Da, cred că e imposibil să vorbești de lucrurile astea când nu ai nimic reglementat. Nu avem un PUG, nu avem de unde să știm viziunea autorităților apropo de ce și cum dezvoltăm. Însă cu siguranță, dacă e să ne uităm, avem un inel central al orașului, care chiar așa e denumit. Și tot ce înseamnă acele stații de metrou din inelul central, cu siguranță vor fi zone care vor crește. Eu personal cred că prețurile o să crească destul de mult. M-am uitat la diverse declarații din piață, dacă nu mă înșel, Andrei Diaconescu de la One spunea că prețurile apartamentelor se vor dubla într-o perioadă mai scurtă de 10 ani în București. Facem parte, dar nu face parte într-un anumit context. Așa văd și eu. Dintr-o anumită zonă. Nu sunt singur, da? Să nu mă mai criticați. Da, știu. Da. E mult, probabil că o să ne luăm mult hate, o să ne înjure lumea mult, dar gândește-te de când se vorbește de criză. În București, cred că chiar nu începuse piața să-și revină prin 2015. Știu că erau mulți care ziceau, nu, vine criza, o să scadă prețurile și unde sunt prețurile azi. Estimez undeva la 40 de mesaje de hate după acest statement, dar le lăpăstrăm acolo, nu se știe niciunul, să vorbim peste 10 ani. Și nu pentru că eu și Despina sau Andrei Diaconescu vrem să crească prețul doar, că nu ăsta e scopul. Nu, din exact. Poate să nască la dezechilibre majore. Da, da, da. Dar pentru că așa este natura umană și așa arată istoria, că sunt pe alte piețe în dolan. Da, adică dacă e să ne uităm ce se întâmplă, da, la cât sunt prețurile astăzi în Budapesta, în Varșovia, da, capitale care poate sunt mult mai mici decât Bucureștiul, e evident că acolo vom ajunge și noi. Da. Și, mă rog, lucrurile astea s-ar putea să stea cu totul altfel dacă nici nu mai construim. Da, mai este unul. Totuși, eu mă uit Bucureștiul cum arăta în 2008. Cum arată acum? Sau cum arată chiar și în 2011? Nu doar 2008. Deci vă sfătuiesc, o să-ți trimit un link. Există un canal de YouTube, uite că nu mai țin minte cum se numește, a publicat un video extrem, extrem de interesant cu imagini din București din anii 90. Lumea cred că a uitat. L-am văzut cu 96, cu anul de grație 96. Exact. Am văzut, e un material întreg. Da, deci lumea cred că a uitat în ce hal arăta Bucureștiul, câtă sărăcie era.
Da. Cum arătau. Deci metrou, mi se pare, metrou. Sincer, mi se pare că Bucureștiul este mai verde astăzi decât era atunci. Îți spun sincer. 100% este mai verde. Da, numai dacă te iei după sectoare, sunt 3 sectoare care sunt verzi. Da, sectorul 1, sectorul 4, sectorul 3. Nu mai zic de cum arătau străzile, cum arătau tramvaiele. Da. Cum arătau, erau zone care efectiv au fost schimbate de dezvoltatori și de investitori. Da. Este un cadru, dacă nu mă înșel, din sectorul 6, de unde acum cred că a construit Gran Via, proiectul lor, Gran Via Park, unul dintre cele mai mari proiecte ale lor, și se vede vis-a-vis Circul Foamei, care este astăzi Molul Plața. Zona aia arată cu totul altfel. Iar oamenii nu conștientizează importanța acestor investitori, cât de mult schimbăm bine fața orașului, da. Câte taxe se plătesc, câte taxe colectează autoritățile locale și pot mai departe să facă proiecte din taxele astea, fie că sunt parcuri, spitale, lucruri care sunt utile comunității și cât de mult se schimbă per total o zonă, inclusiv proprietarii apartamentelor de la blocurile din zonă. Lor le-au crescut foarte mult valoarea proprietății pentru că acei investitori au construit. Totuși, aș îndemn să spun câțiva poli pe care văd, chiar și cu blocajul urbanistic care este exact cum București. Eu văd o dezvoltare mai mult de clar acolo și mă gândesc după principiu că imobiliarele urmează infrastructura. Cu siguranță, da. Și atunci trebuie să ne uităm pe ce proiecte majore avem infrastructură în București. Da, corect. Unul este metrou spre Otopeni și atunci primul loc care dezvoltă este Romexpo, clar. Romexpo, expoziție toată zona respectivă, care are și mult teren disponibil. La pachet cu Romexpo vine și zona poligrafiei, Jiului, luăm ca întreg. E foarte mult spațiu acolo să dezvolți. Apoi, eu n-am văzut niciun oraș mare din lume, oraș dezvoltat, care să nu aibă pe drumul de la aeroport sau chiar în orașul cu aeroportul zonă de business important. Otopeniu nu are, dar cu metroul nou care pleacă de la 1 mai până în Otopeni, șansele să dezvolte tot de la Băneasa spre Otopeni urbanistic, în zona asta de office, commercial și la pachet rezidențial, că oricum deja se dezvoltă, sunt foarte, foarte mari. Noi acum, practic, ne cam oprim cu cădere birouri pe la Băneasa. Ai văzut? Deci un pic de pădure, deja nu prea mai sunt. Mai sunt una, două, maxim, după care zici că e no man's land. Da, Otopeni nu arată rău, dar pe DN1 aici nu e ce trebuie. Adică e clar că are loc să se dezvolte foarte mult. Așa este. Și apoi văd, mă uit iarăși la infrastructura mare, mă uit la A0, la noua centura Bucureștiului. Corect. Care naște iarăși niște poli potențiali foarte mari, pentru că orașul deja nu mai este doar în interiorul Ștefan cel Mare, Mihai Bravo, știu, asta, cel se extinde. Median, da? Se extinde și atunci șansele să mai se nască și alte câteva zone tot așa mixte, cum ar fi pe zona de est a orașului, Pantelimon, Brănești, chiar și Dobrești, care e un pic așa ruda mai săracă a Bucureștiului, a Fundenului, poate să fie interesantă. Zona de sud, chiar ieri am trecut pe acolo. Asta vreau să zic, să nu uităm că acolo exact se extinde metrou. Da. Deci tocmai ce o să se inaugureze, cred, acum în luna noiembrie, extinderea aceea la Tudor Arghezii. Da? Deja e deschisă. Sau, exact. Da, da. Și se va prelungi linia de metrou până va fi probabil prima extindere în afara Bucureștiului. Da, îmi place. Iar că acolo pe locuințe affordable, da, va fi într-adevăr o mare oportunitate acolo. Da, scrie chiar pe stație care acum practic este recent deschisă, că deja se discută, se lucrează la extinderea mai departe. Și se vede, dacă te uiți pe hartă, vezi că se oprește metrou fix în vechea centură. Șansele să meargă departe în afara centurii actuale și centurii noi sunt foarte mari. Și ce ne spune atunci, ce ne spune o situație în care avem un stoc mare de, nu un stoc, o densitate mare de oameni pe o zonă, este că mai devreme sau mai târziu crește și zona de office, zona de comercial. Și atunci și zona de sud, care e cumva o zonă mai puțin în focus pentru românii care, sau oamenii care să locuiesc în București, caută mai degrabă spre nord sau est-vest. Vreau să revin un pic la întrebarea ta, că mă întrebai apropo de ciclu de dezvoltare. Eu cum văd lucrurile în momentul de față în București, cel puțin. Deci am avut perioada asta, da, de la începutul anilor 90 până la criza din 2008. Am avut apoi acea perioadă de blocaj financiar, era o criză puternică de lichidități în piață, care s-a prelungit până în 2013. Din 2014 piața ușor a început să-și revină. Am avut aceste provocări, da, în ultimii 2 ani, într-adevăr, am văzut o cerere mai mică, clar, pe rezidențial nou, mai ales tot segmentul care a fost clar lovit de creșterea dobânzilor.
tot ce a însemnat pandemia și schimbarea modului de lucru, dar părerea mea este că în acest moment ne îndreptăm către o nouă etapă de dezvoltare în București, care probabil va dura încă vreo 10 ani. Evident, depinde foarte mult de ce se întâmplă la nivel de urbanism și de reglementare. Noi, da, ceea ce spunem este că ok, înțelegem că sunt niște jucători care nu respectă legea, exact cum am spus, n-au fost și nu sunt și nu vor fi niciodată preocupați de lege. Pe noi ne interesează să îi dăm ca bun exemplu pe cei care fac lucrurile așa cum trebuie și pentru acești jucători avem nevoie de predictibilitate. Sunt proiecte încă în București pe foste platforme industriale care sunt foarte bine conectate la tot ce înseamnă infrastructura orașului și care cu siguranță ar aduce o plus valoare, da, prin dezvoltarea lor, nu să rămână așa cum sunt zone complet insalubre, da. Nu folosesc nici economiei și nici locuitorilor din zonă, că în general ei sunt de multe ori cei care se opun dezvoltării, nu vor aglomerație, nu vor poluare. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă că, ok, știm că un șantier este o corvoadă, nu e plăcut să stai să locuiești când se construiește, dar după ce trec acei ani, zona se dezvoltă foarte frumos. Pe de altă parte, aduci niște oameni care locuiesc acolo și nu mai stau să umble cu mașina, poate și muncesc acolo. Aduci niște noi companii care stabilesc sediile acolo, care plătesc taxe și așa mai departe și un întreg conglomerat din ăsta care... Da, un mix frumos. Mi place mult că mă duc în anumite orașe din Europa, cum este Amsterdam, de exemplu, în care nu văd doar o zonă de birouri separată și o zonă de rezidențială, poate și comuți așa, constant. Nu, e o dezvoltare sănătoasă, frumoasă, pe granulară, cumva, în tot orașul. În tot orașul, adică exact. Adică vezi în oricare zonă și birouri și comercial și zonă de leisure și rezidențial și mai departe și cumva acel 15 minutes de care, dacă nu știu fix din Amsterdam, a plecat, poate greșesc, îl vezi efectiv 15 minute pe jos, poți să ajungi la tot ce ai avea nevoie dacă ai vrea să locuiești, să stai doar 15 minute pe mers pe jos distanță. În nord, cumva, ce vedem este că lucrurile s-au dezvoltat natural, adică a fost partea aceasta de office, a fost mall-ul Promenada, da, mall-ul corporatiștilor, cum a fost denumit, și apoi în ultimii 7-10 ani au început foarte puternic dezvoltatorii pe rezidențial să construiască în toată zona asta aviației și Pipera. Da. Și atunci s-a construit, adică n-a fost o viziune a unui investitor sau doar câțiva, au fost foarte mulți care au contribuit. Pe de altă parte sunt și aceste platforme, este ceea ce face One astăzi, da, ce a făcut în Floreasca cu One Automatic. Tower, da, fosta platformă automatică, One Tower, clădirea de birouri, One Mircelia de componenta de rezidențial și fosta Hall of Ford, care se transformă acum într-un, da, este într-un proces de reconversie. Uite, o întrebare care sigur e pe buzele oamenilor care nu urmăresc, mai e loc în Pipera să se dezvolte? Tu ce zici? Am răspuns la întrebarea asta într-un podcast anterior, dar sunt curios și părerea ta. Părerea mea? Sincer, acum, dacă te duci în zona aceea de nord, în partea București, care încă mai ține de București, poți să vezi foarte, foarte multe macarale, da? După graniță. Și e clar că se aglomerează foarte mult. Acolo ce a ajutat, această autostradă urbană, parcă așa poartă numele, porțiunea aceea, exact, spre care unește Bucureștiul, fabrica de glucoză cu Atreiu. Dar dimineața, dacă mergi pe acolo, deja vezi blocaje. Adică e nevoie de suplimentare pe partea de infrastructură, ca lucrurile să fie ok. Cred că infrastructura de transport în comun, cred că infrastructura de autostrăzi nu e benefică pentru un oraș pe cum București. Este bună pentru a ieși din el, dar dacă vrei să faci acolo în București străzi... Nu ce ar trebui extins metrou, părerea mea. Metrou, da, clar. Metrou, ok, da. Adică, ok, înțeleg că se extinde în sud, e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta, dar cu siguranță ar fi nevoie de la Dimitrie Pompeiu, parcă se numește ultima stație. Ultima este Pipera. Sau Pipera. Pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Exact, pe bulevard. Și acolo clar ar trebui... Până în Tunari e mult, poți să duci mult în sus. Nu știu dacă însă este loc, cred că trebuie să spargi tot bulevardul Pipera. Ceea ce îți poți da seama dacă acum este aglomerat. Cum ar putea să fie vreo 7-8 ani? Cam cât ar dura. Păi de asta ar fi bine ca autoritățile să se pună la masa discuției și dialogului cu proprietarii de acolo, să
exproprieze câțiva proprietari și să facă proiectul ăsta de prelungire, da, cred, a liniei de metro, care este extrem de necesar. Deci tu vezi că se dezvoltă în continuare? Cred că se aglomerează foarte mult și cred că este nevoie de o adiție partea de infrastructură. Și cred că ar trebui ca autoritățile să fie mult mai deschise dialogului cu privatul și să țină pasul. Da. General, cam asta s-a întâmplat în România. Privatul a luat-o înaintea statului cu investițiile, da, și cumva infrastructura a urmat privatului. Eu zic că Pipera nu poate să oprești în dezvoltare. Este, până la urmă, primul loc care s-a extins și dezvoltat urbanistic important din București. Și nu cred că e bun, sănătoasă atitudinea de genul hai să ne mutăm Pipera, că oricum deja e foarte lumea. Nu, trebuie să ajutăm Pipera să dezvolte în continuare. Nu numai zona de București, care acolo trebuie metrou, e ok, dar când ieși mai departe, exact, spre centură, spre Tunari, chiar și Tunari în sine începe să dezvolte foarte mult, adică și acolo este nevoie să-i ajutăm pe oamenii care locuiesc acolo. Și atunci ar putea să fie o poveste de succes până la capăt, toată zona asta. Și ce spun eu de multe ori în materiale, dacă vrei să investești în imobiliare, investești la locul potrivit înaintea momentului potrivit. Îți poți da seama doar ce să se ne piperă dacă stai o metrou. Adică de acum trebuie să fii prezent acolo. Hai să vedem și pentru publicul nostru care este la nivel de România sau diaspora, cu interes în România, ce orașe vezi tu ca poli în următorii 10 ani? Din experiența ta cu RPC, cu RPC prin România? Așa cum spuneam, pe București avem o activitate de aproape 6 ani și pentru că avem companii membre care au activități în afara Bucureștiului, inclusiv Iulius, care nu este prezent în București, ci doar, doar în orașele mari, am luat decizia de a înființa o nouă asociație, și anume Romania Property Club, cu scopul de a promova orașele regionale. Ce am făcut anul ăsta este că am mers în cele mai mari orașe dezvoltate din punct de vedere imobiliar, că și asta este într-adevăr important, și anume Brașov, Constanța, Timișoara. La Timișoara tocmai ce am fost până trecută. Săptămâna viitoare mergem la Cluj și încheiem turul cu Iași. Deci cam astea sunt cele mai bine dezvoltate 5 orașe, cu o diferență între ele, și anume Cluj, Timișoara, Iași sunt pe un anume palier, unde sunt dezvoltate cam toate segmentele pieței imobiliare, da? Pentru că nu vorbim aici doar de rezidențial, pentru publicul larg, imobiliarele înseamnă locuințe, da? Apartamente, case, nu. Imobiliarele înseamnă și office, înseamnă logistică, înseamnă retail, da? Centre comerciale, parcuri de retail, toate depozitele unde cei care au interes în oraș și deservesc orașul, fie că vorbim de retailer, fie că vorbim de operator de e-commerce și așa mai departe, își depozitează marfa, și ideal ar fi să existe o infrastructură, o centură foarte bine pusă la punct, pe care București încă nu are, și din punctul ăsta de vedere a zero o să schimbe absolut total fundamental, tot ce se întâmplă acum din punct de vedere logistic în proximitatea Bucureștiului. Așa, iar în eșalonul 2 sunt Constanța și Brașovul. Sunt mai puțin dezvoltate. Mai sunt orașe mari. Uite, Craiova este, din punct de vedere populație, este un oraș foarte mare, dar este foarte slab dezvoltat din punct de vedere imobiliar. Urmează, exact. Sunt câțiva jucători care au investit în rezidențial, dar și noul mall e una dintre cele mai mari inaugurări de anul acesta, ce au făcut cei de la Nepiro Kessel. Exact, au inaugurat acolo un centru comercial de dimensiuni foarte mari, și cu siguranță lucrurile astea cresc la, da, ajută la dezvoltarea orașului. Că părinții mei sunt mândri că stăm în doi olteni. Da? Un mall foarte frumos în Craiova. Chiar este, da. Dar autostrada, într-adevăr, o să schimbe complet lucrurile, așa cum pe partea astălaltă spre Moldova o să se schimbe foarte, foarte mult. Se vede că se înaintează destul de serios la ce interesant că autostradă. N-ai pus Iași în eșelonul cu Brașov și Constanța. Întâmplător sau... Nu, pentru că Iași este mult mai bine dezvoltat. Deci pui practic la pachet cu Constanța și cu Cluj și cu Timișoara Iași? Da. Nu deci... sunt la același nivel, dar părerea mea este că mai degrabă Iași intră pe palierul intră celor acolo, două. Într-adevăr, e un pas mai jos. Imediat sub, da. Dar acolo gândește-te că cei de la Iulius au inaugurat în acest an o dezvoltare de 60.000 de metri pătrați de birouri.
ocupată în mare parte de Amazon. Adică ce vedem în aceste trei mari orașe, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, uh-huh. este importanța foarte, foarte mare a centrelor universitare locale. Să ai astfel de centre uh-huh. universitare înseamnă să atragi angajatori importanți. Dacă stai și te uiți, Amazon e prezent nu doar în Iași, mai este prezent și în alte orașe. Uh-huh. Vezi companii precum Cognizant, Accenture, da? Care sunt prezente acolo, care își au birouri foarte frumoase, amenajate și care angajează forța de muncă locală. Toate lucrurile astea la pachet uh-huh. cu dezvoltatorii care fac aceste proiecte ajută tinerii din comunitatea respectivă să rămână acolo, să nu mai plece pentru alte oportunități. Da. Nici în alte orașe, mulți veneau către București, către capitală, nici în București, uh-huh. nici măcar din țară. Pentru că au acolo tot ce-și doresc, să rămână aproape de familii. Eu mai văd în ea și avantajul faptului că este foarte aproape de Republica Moldova. Este prima oprire când pleci din Chișinău sau din alt oraș uh-huh. din Republica Moldova, te oprești la Iași. Și pe lângă asta este și foarte apropierea foarte mare de Ucraina. Ok, ieșirea asta prin Bucovina de Nord, prin Ucraina, zicem, sud-vestul Ucrainei, nu e atât de importantă. E mai importantă pentru ucrainieni ieșirea spre Polonia, uh-huh. geostrategic. Dar cu ajutor din... pusă la pachet cu toată partea asta de infrastructură aici care se desfășoară acum. Da. Atunci România poate să joace un rol important exact. În reconstrucția țării și nodurile potențiale sunt clare. Este Bacău, este Pașcan-Suceava și Iași. Și Galați, mă rog, import. Dar uh-huh. infrastructura, Galați-Brăila, da. Da, infrastructura rutieră e extrem de importantă pentru dezvoltarea ce va urma. Noi deja suntem activi în Moldova și pot să confirm că pare așa un monstru adormit, parcă mai un pic și trebuie să revină. Cu ieșita Iașului, toate orașele sunt așa aproape dormant, adormite și da, așteaptă să se întâmple ceva. Da, acolo ce e foarte important este că există forță de muncă da. Și odată finalizată toată partea asta de autostradă, o să atragă foarte multe investiții în zona asta de producție. Uh-huh. O să fie pentru că prețurile terenilor sunt accesibile, da, nu se compară cu ce avem în vest, cu ce avem spre Timișoara, uh-huh. Arad, care iese în partea cealaltă spre coridorul pan-european. Și atunci cu siguranță vom vedea noi investiții în zona asta de producție. Dar este nevoie de infrastructură și de autostradă. Deja se întâmplă. Am zis de Bacău pentru că în Bacău știu că sunt cea mai mare companie din România, inclusiv de demand, de exemplu, care acolo investesc enorm în zona de logistic, terenuri pentru industrial, logistic pentru... Se vede că se pregătesc pentru un moment în viitor în care vor avea un rol important de acolo. Ce aș vrea eu să mai menționez, toată lumea vorbește de reconstrucția Ucrainei și de ce o să însemne lucrul ăsta pentru România. Cred că o să fie o mare provocare pentru piața imobiliară, că o să pierdem foarte mulți constructori în clipa în care lucrul ăsta o să se întâmple. O să fie... probabil cu siguranță niște contracte bănoase de sub-antreprenoriat, cu siguranță că antreprenorii general nu vor fi companii din România. Eu acum a fost în Germania, după al doilea război mondial, când s-a suprapopulat de turci, a venit peste 1 milion de turci după al doilea război mondial ca să reconstruiască țara. Și uite la cât sunt, 70 de ani distanță, sunt nemți deja, sunt catalogați să fie nemți și au o comunitate de câteva milioane. Acolo. Și atunci o să fie foarte simplu să atragi din România, da, datorită proximității subcontractori. Probabil că și vor fi mulți români care se vor sta cred din că Ucraina, vom avea o reală problemă, pentru că va fi foarte scump să construiești. Da? Cine o să vrea să construiască atunci, nu știm încă când se va întâmpla lucrul ăsta. Totuși, Ucraina se ține cont că are o populație mai mare decât România, 40 milioane de oameni, mă rog, erau 40 milioane de război. Și puterea să-și rezolve o bună parte din necesarul de forță de muncă au. Dar cu siguranță companii de genul expertiză mai sofisticată vor veni din România și atunci va fi o gaură în România. Potențial, dacă nu acoperim cu alte... În condițiile în care nici acum nu stăm grozav, adică... În condițiile nici acum nu stăm grozav, da. Interesant asta. Da. Bun, deci hai să recapitulăm pentru țară. Avem așa, primul eșalon, Cluj, Timișoara, Iași, în opinia ta. Al doilea șon imediat, Constanța-Brașov. Brașov-Constanța, ca să le menționăm în ordine, că este o diferență destul de mare și între Brașov și Constanța. Am avut podcast-ul despre Constanța, am întâlnit un film prezent la Constanța și sunt pentru mine Constanța este second home, soțul meu este de la Constanța, merg acolo de aproape 20 de ani, nu ca an de an, mergem de cel puțin o dată pe lună, probabil, mergem la Constanța. Cum se dezvoltă, și nu a rămas mult în spate...
se vede, acolo e nevoie de expertiza unui investitor serios și cred că este foarte bună proiectul celor de la Julius. O să aducă clar o plus valoare și un alt nivel pe piață. Și un vibe. Și un alt vibe, exact, exact. Dar mai durează. Mai durează. Dar sunt și lucruri salutare care se întâmplă acolo. Bănuiesc că ai văzut lucrurile de la casino în sfârșit. Ar fi trebuit probabil de mult să se întâmple, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Eu am mare încredere în puterea simbolisticii. Cazinul din Constanța este un simbol. Este un simbol, așa e. Pentru Constanțeni și simbol național, dar e simbol și pentru Constanțeni, mai ales pentru Constanțeni. Și asta poate să trezească un sentiment de... Da, de ce Clujul și Bucureștiul pot sau Clujul și Timișoara pot și noi să nu putem? Da. Numai că din nou e nevoie de leadership și management cum trebuie, ca să poți să și pui în aplicare orașele, viziunea. Dacă stai un pic să te uiți, orașele astea din eșalonul al doilea, cum le-am denumit eu, sunt orașele cu centre universitare mai puțin puternice și mai puțin performante. Și cu aeroporturi mai mici sau mai noi. Brașovul de-abia de anul ăsta are aeroport. Constanța are, dar nu prea a fost așa și dezvoltat. Și ce e foarte important, s-a discutat foarte mult despre Schengen, am discutat și noi în evenimentul nostru de la Constanța, nu o să ajute atât de mult aderarea per se la Schengen portul, cât finalizarea, da, legăturii cu spre vest. Adică ce înseamnă Pitești-Sibiu, ca să poți să ieși și să circuli fluent, să poți să ieși din țară, să vii pe maritim și apoi să le pui pe container, să ieși. Corect. Asta, într-adevăr, o să ajute. Da, am avut un debate de curând cu un constanțean foarte implicat la nivel social local, nivel comunitate. Și la fel îmi spunea că portul e foarte fain, toată lumea spune că vai ce bine pentru voi că sunt aveți niște investiții foarte mari da? Care se derulează acum în port. Dar real, Constanțenii beneficiază mai puțin ca PIB local, beneficiază prin faptul că vor fi crește forță de muncă, salariul mai mare și mai departe, dar ca PIB local mai puțin. În schimb, o dată ce se leagă, cum zici tu, de restul Europei, șansele să vină mulți furnizori de servicii locali care se dezvolte în infrastructura creată de port, atunci este foarte mare, într-adevăr. Deci de așteptat locul ăsta. Ok, și după Brașov și Constanța, ce vezi ca următoarele orașe? Probabil, adică nu probabil, cu siguranță orașele pe care încă nu le-am menționat, orașe mai micuțe, cum ar fi Oradea sau Sibiu. La Oradea, ce vedem noi foarte interesant este că lucrurile acolo stau cumva fix invers față de tot restul României. Adică acolo autoritățile au luat-o înaintea investițiilor private. Acolo lucrurile, într-adevăr, sunt așezate din punct de vedere infrastructură, din punct de vedere a refacerii centrului și așa mai departe. Și sunt așteptați investitorii care să acopere partea asta privată. A venit unul mare, Nokian Tires. Exact. Cel mai mare din zona asta lumii. Exact, vedem investiția care se duce spre 1 miliard de euro acolo, a celor de la Nokian. Oradea ce mai are nevoie? Mai are nevoie de populație. Are încă o populație mică, are nevoie să atragă segmente noi de populație. Cred că o să rezolve prin atragerea și în mod, mă rog, neașteptat sau așteptat de unii, din Ungaria. Foarte mulți unguri se relochează în Oradea. Oradea fiind un oraș oarecum bilingv. Da, așa este. Român-maghiar. Recunosc că am fost absolut impresionată. L-am vizitat anul trecut, în vacanța de primăvară. Deci orașul este absolut senzațional. Oamenii erau cumva acaparați. Nu știu că ne primam și ziceam, domne, ce extraordinar, ce frumos, ce, ce doamne, nu mai putem. Suntem sătui de șantiere. Încă erau șantiere. Și am zis, credeți-mă că n-aveți idee cum arată centrul Bucureștiului și arăta oricum mai bine anul trecut în primăvară decât arată acum, din păcate. Da. Asta este o mare, mare durerea mea personală. Nu știu dacă mergi prin București și treci pe lângă cinema Scala, cinema Patria. Magherul. Magherul, da, este incredibil. Te împiedici. Eu văd mult potențial de pietonal acolo. Da, adică eu văd ca să crești Magherul, trebuie să reduci benzile. O să supărăm niște șoferi, dar asta este singura care îți văți orașe să crescând zone pietonale. Și atunci chemi oameni acolo. Pentru că parcări ai la universitate, mai două parcări imense. Adică poți să mergi frumos pe jos, poți să fie o plimbare sănătoasă, faină, pentru toată lumea care vine în București, orice prieteni, știi? Cred că Magherul este un exemplu foarte bun de ce ar putea se întâmple pozitiv dacă ar sta la masa dialogului autoritățile locale cu investitorii și să asigure, da, un climat de predictibilitate și de autorizare mult mai fluent, să-i spun așa. Da.
pentru clădirile acelea vechi. Cu siguranță sunt investitori care sunt interesați. Evident că trebuie să existe o cale de mijloc. Nu poți să obligi investitorul să facă un muzeu dacă la muzeu nu sunt prea mulți plătitori de bilete. Și... Da, Cinema Scala și fosta parcare Ciclop. Ciclop, exact. Sunt întâmplători două active care sunt și portofoliu, divizia noastră Heritage, divizia Premium, dar chiar au potențial economic. Adică exact. L-am pus într-un business plan. Se pot face mall, se poate face hotel. Și locația e într-un fel. Exact, și ar schimba complet și este de ajuns unul, două astfel de proiecte ca să îndemn și pe ceilalți să... Da, lucrurile trebuie să se schimbe. Da? Să, odată obligă investitorul la, mă rog, nu investitorul, proprietarul la taxe mai mari, acolo nu se întâmplă nimic, lucrurile alea arată din ce în ce mai rău pe an ce trece. Da. Și în același timp, îngrijește-te să găsești, da, un investitor serios care să preia proprietatea aia și să știi exact ce o să facă și cum o să arate și cât o să investească și câte taxe o să-ți plătească ție ca autoritate locală. Și evident că, da, și investitorul ăla interesat, ok, eu îl iau, dar ce pot să fac acolo și când îmi dai autorizația? Că dacă 10 ani de zile stau cu prețul pe care l-am făcut și n-am nicio perspectivă de dezvoltare, prefer să pun banii la lucru în altă parte. Cred totuși că pe Magheru va trebui înceapă de la public spre privat. Pentru că de la privat spre public nu e suficientă piață. În mod paradoxal, deși e cel mai circulat bulevard din București, e cel mai circulat bulevard de mașini. Mașini. Nu de tunel. Oameni. Da, e ca un tunel, exact. Ca un tunel la oră. Adică atunci, nici nu te mai uiți stânga-dreapta că e o priveliște... De înainte că ești pe Magheru. Dacă vrei să aduci interes, trebuie să lărgești locul în care oamenii se plimbă. Au început deja partea asta. Uite ce a însemnat Calea Victoriei și Victoria, sunt investitori care au refăcut clădiri pe Calea Victoriei. Exact, proiecte frumoase, da. Și plus acela pe care îl așteptăm de birouri mare, care e încă a început în 2007 sau apiți, vedem dacă se va valifica în curând. Bun, deci pe șalul următor ai spus Oradea, Sibiu și Craiova, probabil că o să-l pui tot în pachet. Probabil, da. Ține foarte mult de autostradă. Sper totuși, nu știu, 10-15 ani maxim să avem Pitești-Sibiu finalizat odată. Da, dar avem oricum drumul expres din Craiova până la București. Drumul expres, exact. Da, asta o să fie gata, cred că la finalul viitor complet. Da, e mult mai apropiat. Bun, și probabil că următorul ești anul 4 siere pentru orașe din Moldova. Da, avem acolo Bacău, Suceava, două orașe mari, frumoase, sau potențial frumoase, și Botoșan în al treilea, care am fost foarte surprins, pentru că în Botoșan un proiect foarte frumos acolo. Despre ce mai putem să vorbim? Galați. Sunt orașele terțiare care sunt direct vizate în momentul de față de acei investitori care sunt activi pe segmentul parcurilor de retail, sunt acele dezvoltări comerciale care deservesc comunitățile mai mici. Am văzut deschideri la Giurgiu în anul acesta. Sunt orașe mici care atrag astfel de investiții și sunt extrem de benefice pentru aceste orașe. Da. Oamenii nu mai trebuie să plece, da, în orașele mai mari din proximitate ca să-și facă cumpărăturile, da, de necesitate, ok, evident, în weekend, probabil că o să se ducă, nu știu, la AFI sau la Băneasa pentru ce oferă aceste mall-uri pe care n-ai lucrurile astea, n-ai cum să le găsești în Giurgiu, evident, sau în Oltenița sau mai știu eu ce alte orașe. Probabil, dacă te uiți în vest, părinții soției mei locuiesc în Bavaria și îmi dau mereu ca exemplu, deși te spui să păpoțe Germania versus România, orice orășel de 7-8-9 mii de locuitori are niște zone de retail. De retail, exact. Da. Exact. Are și zone de business, semi-industrial, mini-industrial, astea așa, se numesc City Logistics sau Urban Logistics. Uite, o altă concluzie interesantă de la unul din evenimentele noastre. Am avut evenimentul pe Omnichannel și acolo Dana Bordei de la VGP vorbea de ce se discuta la Expo Real, apropo de o nouă tendință pe piață, un gen de proiect mixed use care să combine partea de retail, da? Deci de retail park, cu partea logistică, cu last mile, City Logistics. Last mile. Adică unde... Ah, ok, da, last mile, da. Corect, am înțeles. Și lucrul ăsta poate să scurteze foarte mult din timpul de livrare, că cu asta se confruntă acum, da, tot ce înseamnă, nu știu... Answer, dacă poți să-i spui așa, jucătorii aceștia de e-commerce, Emagu și așa mai departe, care au depozitele foarte mari pe autostradă în afara orașelor și au nevoie și de să se apropie foarte mult. Vine Black Friday, deci Black Friday-ul se pregătește cu 6 luni înainte. Se gândesc unde își fac stocurile, unde și le depozitează, cât de repede poate să livreze și așa mai departe.
Iar acest Less My Logistics ajută foarte mult în scurtarea timpilor de livrare. Asta este marea provocare. Nu mai grupezi tot industria și logistică într-un singur loc, ci îl descentralizezi în diverse locații. Exact. De asta am început să vedem toate aceste locări, da? De unde poți să-ți iei, de la EMAG, de la Fancourier și așa mai departe. Se duc chiar și în proiectele rezidențiale și le amplasează ca să ajungă oamenii mult mai ușor, să nu mai vină curierul, parchează mașina, blochează traficul și tot așa. Ți-l lasă la locker împreună cu alți 5 vecini și se rezolvă problema. Ce plac oamenii pozitivi, oamenii entuziaști. Bravo, Despina. Uite, aș vrea să ne spui de unde numele Ponomare încă, că a rămas dator la început. Da, cred că ne îndreptăm spre final și acum răspund la prima întrebare. Cine ești și de unde vii? Mă numesc Despina Ponomare încă. M-am născut și locuiesc în București și chiar iubesc orașul București. M-am născut în zona Piața Iancului și acolo am copilărit, am avut o copilărie foarte fericită. Iancului? Da. Unde la Iancului? Iancului 10. Colț cu Măgura Vulturului. Iancului. Da. Măgura Vulturului. Acolo am stat câțiva ani și eu în chirie, da. Da. Am avut o copilărie extrem de fericită. Am făcut sport de performanță, am făcut în not. Apropo de treaba asta imobiliară, am ales în notul pentru că bazinul era foarte aproape, respectiv actualul Ulia Manoliu, atunci pe vremea aceea, 23 august. Eram o mână de copii, majoritatea din vecinătate, să zic așa, Maxim, Titan, Vitan, și în partea asta, la altă, Iancului Obor. Dacă se năștea vreun fel pe vremea aceea în militari, nu cred că avea vreo șansă în România. Între timp, vestea bună este că există mai multe bazine în București și poți să practici în notul și în Ghencea. Cum să imagine cu David Popovici în stația de autobuz de curând? Mi s-a părut fascinant. La Piața Floreasca, da. Exact. Era foarte zmerit, focusat, foarte... Sportul, da, te învață această smerenie. Ca să vă faceți o idee, am făcut sport între 1986 și 1994, adică de la 6 ani la 14 ani. Aveam antrenamente în fiecare zi, de luni până vineri. Începeam la ora 7 dimineața, eram în bazin. Imaginați-vă un copil de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani. Nu conta că era iarnă, că era viscol și pe vremea erau... Era la Manoliu. Da. Și știu că părinții aveau o Skoda, o Skodiță din aceea veche, și mă rugam, nu se mergea în fiecare zi cu ea, era problemă, nu era benzină, nu, și când începea frigul foarte tare, deci știu că mă trezeam, era totul contorizat, la 6 și un sfert mă trezeam, eram așa ca un robot, era totul pregătit de cu seară și intram în mașină pe la 7 fără un sfert și tata mă lăsa, era foarte aproape, nici nu era trafic pe vremea aia, 5 minute erau de acasă până la bazin. Era încă întuneric iarna, frig, și la 7 dimineața intram, săream în apă, apa nu avea mai mult de 20-21 de grade, e o anumită temperatură, dar cea mai scăzută de la polo și cea mai ridicată la sărituri în apă. Și am făcut un nou de performanță până la vârsta de 14 ani. Este un sport care poate fi extrem de plictisitor. Atletismul, cred că mai este genul ăsta de sport. Canotajul, unde importanța antrenorilor este covârșitoare. Știu că am citit o declarație a lui Carmen Bunaciu, care povestea că a fost la un schimb de experiență în America. Vezi că a fost năucită de duritatea antrenamentelor, dar ce i-a plăcut foarte mult era că nici o zi nu semăna cu alta. În clipa în care ți-e dă același antrenament, zi de zi sau variază foarte puțin, ajungi la o plafonare și la o plictiseală, adică cât poți să înoți. Noi notam, gândește-te, dar acum e deja cu totul, pentru că se crește de la an la an. Țin minte, în 1992, aveam 12 ani, făceam 7.000 de metri la antrenamentul, de la 7 la 9, iar de 3 ori pe săptămână, lunea, miercurea și vinerea, aveam și al doilea antrenament în apă. Iar în zilele în care nu aveam al doilea antrenament, adică marțea, joia și sâmbăta, aveam sala de forță. Cam ăsta era programul, atenție, 86-94. M-a călit foarte mult, dacă vă întrebați de unde stați de strong, de acolo, cred că sunt. Cred că a dat și cea mai bună echipă de fotbal din istoria României. Da, țin minte. Fix 86-94. Și m-am lăsat, pentru că probabil asta o să fie următoarea întrebare, pentru că efectiv ajunsesem la o plafonare. Eram ok, am acasă o groază de diplome și de medalii și așa mai departe. Pentru că efectiv eram plictisită de acele antrenamente, nu am avut antrenorul care să mă, trebuie să te motiveze psihologic și asta mi se pare grozav la David, că s-a întâlnit cumva drive-ul lui și condiția fizică cu un antrenor care a știut cum să-l crească și să-l dezvolte.
astfel încât să ajungă unde a ajuns. Da. Mă uit foarte mult la sport. Mie personal acum îmi place tenisul foarte mult, recunosc. Ok, urmăresc olimpiadele și marile competiții de not. Campionatele mondiale se organizează o dată la 2 ani. Sunt spectaculoase. A câștigat cu siguranță notul în popularitate, mai ales după Michael Phelps. Noi am avut și noi campionii noștri. Am avut-o Camelia Potechie din generația mea. Este absolut remarcabil ce a reușit Camelia, deci dacă e cineva și cred că s-au făcut reportaje la cum arăta bazinul acela de la Brăila, cred că între timp totuși s-a renovat și arată totuși probabil altfel. Că da. Da, probabil că da. Dar, deci noi notam și țin minte, după 90 lucrurile s-au degradat fantastic. Deci înainte de 90 era, țin minte, mergeam cu avionul, erau campionatele naționale la Baia Mare și mergeam cu avionul. Exista acest buget să ne permită să ne plătească biletele de avion pentru participarea la competițiile naționale. După aceea lucrurile s-au degradat, bazinul Lia Manoliu era practic impracticabil, mă rog, era foarte multă igrasie, a intrat într-un program de ăsta de, pot să-i zic, renovare, peticire, dacă aș putea să mă exprim așa, și știu că am prins un an, nu mai știu exact care din ei, dar am înotat în bazinul descoperit, se făcuse noiembrie și afară ningea și noi eram în bazinul descoperit. Da, și mi-aduc aminte, măi, cred că la Sydney oare am avut un campion la sărituri în apă care s-a antrenat în niște bureți, sărea în niște bureți și a reușit să ia medalie olimpică. Mă să aminte de Hagi 98, când a spus că 20 de ani nu o să mai ia X de fotbal în România. Da, 98. Și la fel de remarcabil este și rezultatul Simonei Halep de la Wimbledon, în condițiile în care noi cu iarba și cu terenurile de tenis stăm foarte prost. Dar tot asta pare că, uite, că încep să apară. Avem campioni mai multe sporturi. Da. Deci înseamnă că am avut nevoie de această generație. De această generație, da, exact. Aștept, sincer, mă uit când vine o nouă olimpiadă și mă uit la gimnastică, este o tristețe fantastică. Deci eu eram lipită de televizor la gimnastică și... Țin minte când stăteam așa Simona la rusoaice. Era frică de rusoaice. Poate la anul o să avem România la Euro 2024. Probabil că o să vă uitați acest video după ce vom ști dacă România da, este la fiul meu 2024. Face fotbal, este extrem de pasionat. La ce echipă așa? Are 9 ani, evoluează la o echipă care se numește Dinamo Noua Generație, DNG. Deci, practic, e încă la super juniori. Exact. La e... Okay, are deocamdată 3 antrenamente pe săptămână și o dată meci. Ieri am fost la meci. îmi place foarte mult și chiar nu mă așteptam, nu credeam, nu știam dacă o să-i placă sportul și... Îl cheamă tot Ponomarenco? Sau este nu, numărul este de... numele soțului. Nu? Este numele soțului, îl cheamă Rareș Marincoi. Urmăriți-l pe aia. Acum să ne spui și Ponomarenco, ce originare, că e clar că nu e de pe meleagurile noastre. Ponomarenco, da. Revenind la numele meu, eu mi-am păstrat numele de fată dintr-o, mă rog, comoditate la vremea respectivă. Suntem căsătoriți din anul 2011. Eu am avut întotdeauna oroare de tot ce înseamnă de a avea de-a face cu autoritățile și cu, în fine, toată birocrația asta. Și cu un an înainte să ne căsătorim, noi am făcut, mă rog, multe alte lucruri înainte de căsătorie, inclusiv cumpăratul unui apartament împreună. Și mi-a expirase mie buletinul, cred, și am zis că e tot mi-a expirat, tot suntem la casa nouă, hai să trecem pe noua adresă. Și nu știam la momentul respectiv, a trebuit să schimb o groază de alte, talonul mașinii, cartea mașinii, nu, deci m-am stat pe drumuri foarte mult și la cozi și la permise în Pipera, nu. Și când mi-am dat seama că o să facem cununia civilă și eu o să-mi schimb numele, am zis, te rog eu frumos, dacă se poate să-mi păstrez numele, știi? Poate nu o să mă crezi, dar chiar n-aș vrea să mai trec încă o dată până ce am trecut. Okay. Eu am și o problemă cu timpul, eu prefer să-mi aloc timpul unor chestiuni mult mai productive și așa mai departe. Și Răzvan, care e foarte relaxat, fii serioasă, n-am nicio treabă. Dacă vrei să te chemi Ponomarenco, n-ai decât să te chemi Ponomarenco. Și așa am rămas Ponomarenco și, sincer, nu regret deloc, nu regret, pentru că eu mi-am pierdut părinții și de fiecare dată când pronunț acest nume mă gândesc la tata, este Ponomarenco, e numele lui. Familia tatălui meu provine de peste Prut, de la Leova, și probabil că acolo, la un moment dat, a fost
un cetățean ucrainean cu numele Ponomarenko care a intrat pe filieră, să spunem așa. Ți-ai găsit rude prin Ucraina? Nu am început să caut încă, dar plănuiesc, după ce mă las de imobiliare, am două mari planuri. Odată să scriu, să văd dacă o să-mi iasă să devin romancieră și să-mi caut rudele odată pe linia asta paternă din Republica Moldova și Ucraina, iar pe linie maternă mama este din, mă rog, a fost din Brașov. Și a avut niște rude din Republica Cehă. Smolik era numele de fată al și mamei ei. Da, exact. Deci sunt cumva multe, sunt o congruență a multor națiuni europene. Inclusiv este iarăși o poveste foarte interesantă, că mă întrebai de nume. Tata mi-a dat numele de Spina într-o conjunctură extrem de interesantă, pe vremea respectivă, evident, se făceau ecografii, bănuiau ei după metode Bobești că aș fi băiat și Alexandru era numele predestinat. Alexandru, Alexandru și când m-a născut mama, surpriză, nu e Alexandru, e Alexandra. Și o seară înainte să apar eu pe lume, se uitase tata la un film unde a văzut acest nume, era un personaj cu numele Despina și s-a părut foarte interesant. Am întrebat-o pe mama și că uite cum ți se pare, Despina Alexandra. Da, sună foarte bine. Ceea ce nu știa el era că de fapt mi-a dat numele lui, pentru că Despina este un nume de origine grecesc. Vine de la Despinis, care înseamnă domnișoară, iar în Grecia Despina se sărbează pe 15 august alături de Maria, Marina și așa mai departe, iar pe tatăl meu îl chema Marin. Și cam asta este istoria numelui meu, de care sunt foarte mândră, e brandul meu personal, e unic și mă gândesc mereu la tata când... Sunt convins că e mândru de tine. Și eu sunt convinsă. Soția mea are un coleg de origine lipoveană. Pamacai este numele lui. Și am studiat destul de curând, cred că acum câțiva ani, zic, măi, trebuie să existe o origine, trebuie să însemne ceva. Și am început să caut. Enco înseamnă fiu și Ponomar înseamnă clopotar. Deci asta înseamnă fiul clopotarului. Cumva, cred că este similar turcii au toate, sunt foarte multe nume turcești cu Oglu. Oglu înseamnă fiu. Hasan Oglu, fiul lui Hasan și așa mai departe. E aceeași logică în spate. Colegul soției mele și-a găsit rude, tot așa avea o poveste foarte faină cu familie care nu mai auzise nimic de ei, undeva în zona Rusiei, aproape de Cecenia. Nu Dagestan, nu mai știu cum se spune, pe care o nume zona respectivă. Și a găsit pe Facebook, dacă îți vine să crezi, și au comunicat cu ei și au confirmat că da, sunt din aceeași zona a Deltei Dunării. Apropo de sport, țin minte când eram mică și mă uitam cu părinții mei la gimnastică, la not, la tenis, un alt sport la care îmi plăcea foarte mult să mă uit, să ne uităm, era patinaj artistic. Și era un cuplu celebru de patinatori și la proba de dans, iar pe el îl chema Ponomarenko. Și am spus maică-mi, eram, cred că era înainte de 90, și zic, trebuie să-i scriem, să-i spun să nu se însoare, să mă aștepte pe mine ca să nu schimb numele. Așa gândeam eu la, nu știu, 8-9 ani cât aveam atunci, probabil că 8 ani, era Olimpiada din 88. Da, uite că acum îmi dau seama că mi-am păstrat numele și fără să mă aștepte domnul patinator Ponomarenko. Despina, mai avem deja... pe care îți devine celebre întrebări fulger. Așa. Chestionul de concept 10. Deocamdată este in the making, deocamdată n-au pe la 7, dar o să mergem pe asta 7 pentru start. 7. Începem cu eu, după care mai am o întrebare de final pe care vreau să încheiem, pentru că mi se pare relevantă și cumva să dea naștere poate și unei discuții în viitor din nou. Prima întrebare. Ce îi răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Comunicare. Comunicare? Comunicare, da, noi asta facem. Comunicare nișată în zona de real estate, dar prin tot ceea ce facem noi, fie că organizăm evenimente, fie că dăm comunicate de presă, fie că publicăm cataloage sau facem diverse campanii, noi facem comunicare. Ok, cred că ai pierdut-o pe bunica mea pe la real estate. Da, mă rog, dar ar trebui să explic că sunt mai multe cuvinte. Ok. Ce sfaturi i-ai dat copilului tău așa, care vrea să facă o investiție imobiliară? Același sfat care mi l-am dat și mie. Am făcut genul ăsta de investiție destul de recent, acum un an. Să studieze foarte bine, să înțeleagă.
Eu, în fine, ce am făcut, nu consider că am făcut de mult o investiție, ci am făcut o achiziție în scopuri de economisire. Uh-huh. Mie îmi place foarte mult viața și mi-este foarte greu să pun bani deoparte. Okay. Soțul meu spune că, Despina, atât dacă știi că ai undeva în orice fel de cont niște bani, nu dormi liniștită dacă nu-i cheltui. Și asta este adevărul. Probabil că cea mai mare calitate a mea este să cheltui bani care merge la pachet cu cea, evident, de a-i face, că altfel n-ar putea să existe prima dacă n-ar exista nici a doua. Și, mă rog, unul din dezvoltatorii cu care lucram, eram la blocul pe care acesta l-a finalizat anul trecut, ocupam de o ședință foto, că pe lângă activitatea pe care o avem la asociație, am și o agenție de comunicare nișată pe zona asta de real estate. Uh-huh. Și eram în cadrul unei ședințe foto și mi-am dat seama, zic, păi, noi aici suntem la Mihai Bravu, chiar am venit, luase metrou, mi-am dat seama cât de aproape e de metrou. Și uitându-mă așa și zic, voi nu aveți garsonieră aici? Zice, una singură avem, o singură garsonieră. Și zic, a mea e. Da, și am vorbit cu respectivul dezvoltator, am ajuns la un deal destul de bun, nu mi-a făcut niciun discount, însă în schimb m-a lăsat să achit în rate garsoniera respectivă. Mm-hmm. Și asta este modalitatea mea de economisire. Mm-hmm. Pentru Rareș, ca atunci când o să ajungă la o vârstă și nu știu dacă o să vrea să studieze în străinătate, să vedem, sper să aprecieze destul de mult prețul, astfel încât să-i permită vânzarea garsonierei să plece în străinătate și să-și facă studiile acolo sau, mă rog, în fine, ce nevoie o să mai aibă el, poate inclusiv... Cool. Locative. Deci cam asta, să se intereseze, da, exact, de zonă, de istoricul dezvoltatorului. Provocăm pe Rare să ne scriu un comentariu la video asta peste 15 ani. Peste, da, exact, să ne zică cu cât a vândut garsoniera, dacă a vândut-o. YouTube-ul ne ajută, indexează împreună, găsești ușor. Sau dacă am făcut o investiție proastă, că există și această posibilitate. Eu nu cred. Ce sfaturi i-ai da bunicii tale? Bunicii mele? Care vrea să facă o investiție imobiliară? Desigur, dacă bunica ta ar mai trăi, trăiește? Nu mai trăiește, nici părinții nu trăiesc. Da. Părinții mei m-au făcut la o vârstă mai înaintată pentru vremurile acelea, respectiv aveau 40-43 de ani. Deci încă bunica ta vrea să investească. Bunica mea din ziua de astăzi sau bunica mea la perioada respectivă când era ea tânără, dacă ar trăi bunica în ziua de azi? Răspunsul e da. Hai să vedem. Răspunde tu unde crezi. Sincer, cred că sunt aceleași principii. Da? E vorba, da, de localizare în primul rând, că dacă stăm să ne gândim la principiul meu, cum am luat, că mie nu mi-a luat foarte mult timp să iau decizia aceea. Mi-am dat seama că sunt într-o zonă bună, dacă sunt aproape de metrou. Știam dezvoltatorul, știam proiectul foarte bine, deci asta am bifat-o și evident, na, o garsonieră, că pentru investiție, evident, cu cât e suprafața mai mică, cu atât e mai... simplu de gestionat și probabil aprecierea în timp este mai bună. Pentru aceia dintre voi care vă gândiți, ok, și dacă n-am metrou în oraș, ce fac? Înlocuiți metrou cu infrastructură de transport sau de facilități urbane. Da. Ce carte ai da să citească fiecărui român? Excepționali de Malcolm Gladwell. Da. Very good book. Dar ce podcast să asculte? În afară de podcastul de concept. O, Doamne, păi depinde ce vrei. Dacă vrei relaxare, mie, de exemplu, sunt pasionată de călătorii. Îi urmăresc pe cei de la Hai Huin 2. Urmăresc. Și urmăresc genul ăsta de podcasturi. Inclusiv este o doamnă, Cecilia, nu mai știu cum o cheamă, care trăiește, nu are podcasturi de travel, dar trăiește la aproape de Polul Nord. Și are un vlog de, nu știu, pot să zic, family lifestyle, în care arată și arată efectiv viața ei de la Polul Nord și mă fascinează că eu l-am atras pe soțul meu. Treaba asta m-a urmat, văzut odată că mă uit, i s-a părut și lui foarte interesant. Iar acum urmează perioada în care nu o să mai aibă soare și este foarte încântată de această perioadă și mereu vorbesc cu soțul meu, Doamne, dar cum poți? Deci nu poți să-mi imaginez 3 luni de zile să nu vezi lumina soarelui, mi se pare groaznic. Ea zice că îi se pare cel mai interesant, că tocmai că se simte foarte energizată. Noi anul trecut am fost în Laponia, în mini-vacanța de 1 decembrie, pentru cel mic, dar a fost cumva și pentru noi, ținte că mi-au dat lacrimile când am ajuns acolo la Moș Crăciun. A fost foarte emoționant. Laponia e partea finlandeză, nu? Exact, partea finlandeză, da, exact. La Rovaniemi, unde este casa lui Moș Crăciun.
Mi-a plăcut la nebunie partea asta de nopți polare. Este o lumină absolut superbă, rozalie, albastră, mov. Uh-huh. Este foarte, foarte mișto. Dar, într-adevăr, una e să stai 3-4 zile, o săptămână, uh-huh, și oricum și aveau lumină. Da. Adică pe la 9-10 vedeai un pic de soare, depinde și de cât de norat, uh-huh, era, și undeva până pe la 2 dura toată treaba, uh-huh, asta. Altă întrebare. Care este românul tău preferat? Oh, God. Parcă mi-e frică să dau așa un singur răspuns, dar probabil că l-aș da din zona sportului și aș menționa pe mai mulți. David Popovici, Simona Halep. Din ciuda scandalului în care e implicată, nu am, uh-huh, niciun dubiu în ceea ce o privește și mi se pare că e foarte inspirațional cum a trecut ea prin toate provocările și da, cum a câștigat acele titluri de Grand Slam. Da, we love her. Și ultima întrebare, Europa, America de Nord sau Asia? Sau altele? Unde mi-ar plăcea să trăiesc sau să investesc? Sau... V-ați spus, da. De trăit, sincer, cred că doar în Europa aș putea să trăiesc. Am avut, ținte când am fost în Canada, prima dată acolo, cred că cu toții avem câte o rudă, mm-hmm, undeva în afara... În Quebec. Nu neapărat în Canada sau în America, mm-hmm, dar în afara granițelor țării. Mm-hmm. La mine e în Toronto. Aveam 23 de ani când am ajuns acolo, cu mama mea am fost și țin minte, am stat destul de mult, am stat vreo lună. Aveam senzația asta că nu aparțin locului, că deci îmi plăcea foarte mult, mi-ar plăcea chiar să revin și curare să vizităm, Anca mă tot întreabă, verișoara mea, haideți când veniți, dar aveam acest sentiment că nu aparțin locului. Parcă cumva nu mă odihneam, nu așteptam să mă întorc acasă, lucru pe care în Europa nu l-am experimentat. Pentru mine, Italia este țara țărilor, din toate punctele de vedere. Anul trecut am fost la Roma, cred că tot ceea ce știm noi în materie de politică, entertainment, organizare socială și așa mai departe, este ce s-a întâmplat la Coloseum cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Dacă stai să te uiți la acea clădire și cum era organizată și ce se întâmpla acolo și cum erau clasele sociale dispuse, lucrurile se respectă și în ziua de azi, mare parte din ele. Iar Italia este o țară completă din punct de vedere istorie, oportunități de dezvoltare, inclusiv imobiliară, pe tot ce înseamnă partea de sud, care este mult mai puțin dezvoltată decât partea de nord, peisaje cu totul și cu totul diferite, începând de la munți, mare, zone agricole și așa mai departe, nu mai zic de tot ce înseamnă mâncarea lor, e probabil cea mai bună mâncare din lume și cea mai sănătoasă. Subscriu. Mai adăugă o întrebare așa, ascultându-te. Ce te inspiră la România? Poți să răspund scurt. Ce mă inspiră la România? Reziliența. Și am să detaliez un pic, chiar dacă am vorbit destul de mult. Ținte că eram în clasa 8-a și mă pregăteam pentru examenul de, mă rog, cred că acum se numește capacitate, atunci, mm-hmm, era admitere, da, la liceu, și știu că tot aveam Miorița și discutam despre Miorița și știu că mereu ziceam, nu înțelegeam, dar de ce trebuie să se lase? De ce și acceptă așa cu ușurință soarta că trebuie să-l mazilească ceilalți și așa mai departe? Și nu înțelegeam atunci la vârsta respectivă și lucrul ăsta nu-l înțeleg nici astăzi și cred că sunt o mână, nu chiar o mână, sunt foarte mulți români care au dovedit că prin reziliență poate să reușească și aici pe plan local și pe plan internațional. Absolut. Și cred că avem un potențial foarte mare, sperăm totuși să fim destul de înțelepți în a alege conducătorii care să... În 2024 să fie terminat. Exact. Asta e un bun îndemn și cred că va trebui să mai vorbim despre acest subiect, da, pentru că putem să ajutăm oamenii să... Stăm extrem de prost la infrastructură, da, la educație, la tot ce înseamnă sănătate. Aș vrea să ne ducem acum de final, pentru că totuși subiectul nostru principal este zona imobiliară, cu următoarea întrebare. Cum ne putem inspira din alte țări ca să facem o Românie deja la un standard foarte înalt, inclusiv pe zona imobiliară? Cred că ce se întâmplă în alte țări și unde lucrurile stau mult mai bine este treaba asta de deschidere și de transparență între autorități și partea privată. Uh-huh. La noi totul pare așa cumva fishy. Dacă vezi că un
primar sau un viceprimar stă la aceeași masă cu niște investitori, aceea asta se întâlnește cu mafia imobiliară, lucru care în vest nu e deloc așa. Adică, uite, la Timișoara am trăit pentru prima dată experiența de a avea la eveniment un reprezentant atât al primăriei cât și al Consiliului Județean, care a discutat de la egal legal cu oamenii din sală, cu investitorii de acolo, care au povestit despre noul PUG și despre încotro merge viziunea de dezvoltare a orașului. Ne uitam în primăvară la Varșovia, era un eveniment organizat, dar susținut financiar de primăria din Varșovia, prin care chemau jurnaliști din toată Europa să viziteze Varșovia și le făceau un tur, le arătau proiecte făcute atât de primărie, proiecte publice, cât și proiecte ale investitorilor privați. Și vorbim de niște investitori care, unii dintre ei sunt prezenți și aici, AFI, de exemplu, e prezent și la Varșovia și în București. Lucru care în actuala conducere nu s-ar întâmpla niciodată. Da. Asta lipsește. Și din păcate, cine pierde cel mai mult sunt locuitorii orașelor. Pentru că lucrul ăsta nu... Vorbeam chiar de Exporeală cu Mulun împreună. Ai văzut ce orașe mari au standuri acolo și ce... Deci, în primul rând, Germania și Polonia erau exemplare cu standurile pe care... Polonia care a avut jumătate de hală. Mi s-a părut incredibil. Germania, două hale. Dar zicem că era la ei acasă. La da, mine. E normal. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult, lăsând la parte dimensiunea și frumusețea standurilor, pentru cine nu cunoaște, Exporeală este cel mai mare eveniment de real estate din Europa. Cel mai mare târg. München, cel mai mare târg. Și acolo... Desfășoară an de an în octombrie de, nici nu mai știu, zeci de ani cu siguranță. Sunt zeci de ani, da. Și acolo vezi odată dezvoltatori. În primul rând vezi orașe. Orașe, da. Da? Și atenție, standurile orașelor sunt organizate de autoritățile locale, de primărie. Da, exact. Apoi vezi standuri de țară, brand de țară. Apoi vezi investitori și dezvoltatori. Apoi vezi furnizori de servicii, furnizori de banking. Da. Tot ce ai nevoie în ecosistemul ăsta de real estate. Exact. Da. Asta cumva și... e și la noi în break, că noi asta am făcut, nu avem doar dezvoltatori și investitori. Da. Tocmai vrem să promovăm întreaga piață. Uh-huh. Și atunci avem tot ecosistemul ăsta de la arhitecți, consultanți, avocați, constructori, project manageri, firme de materiale de construcții și așa mai departe. Da. Ce am să subliniez că la Exporeală mi-a plăcut imens cum oamenii trăiau această experiență imobiliară. Adică era un grad de sofisticare și de relaxare în a-l implementa și de a vorbi despre el exemplar. Adică efectiv, îți dai seama că acolo mânge și noi într-un moment viitor, când nivelul de sofisticare al serviciilor, al dezvoltatorilor, al investițiilor, banilor care vin, mă rog, și modurilor de a fi folosiți, o să te ducă în punctul în care vom vorbi cu ușurință despre dezvoltări de anvergură, despre dezvoltări sustenabile, despre oportunități de a regenera o anumită zonă care a ajuns datorită, știu, diversului mers al istoriei, mai mult sau puțin folositoare, și despre a gândi congruent efectiv zone întregi. Deci nu vorbim doar de un cartier sau de un proiect rezidențial. Vedeai, uite, zona Silesia din Polonia m-a fascinat. Zona Silesia e un fel de Valea Jiului a României, în care se extrage majoritatea cărbunului care folosit de polonezi în producția de energie. By the way, România, spre deosebire de Polonia, are un mix energetic aproape de 75% neemitent de carbon versus Polonia, care este la pol opus. Este 75% emitent de carbon, pentru că folosesc în primul rând carbone. Și Polonia ce caută să facă este să reconvertească zona Sileziei, care are 200.000 de oameni care lucrează în industria extractoare de carbone, într-o zonă cu un nou potențial economic, în care să-i aducă pe oamenii care lucrau în mine sau lucrează încă în mine, într-o economie nouă a zonei, care să-i ajute să nu iasă, să nu fie dați pe tușă și să fie reconvertiți cumva către altă zonă. Și a avut un stand, nu știu dacă e imens, un stand bun, un stand bine așezat, în care arăta oportunitățile economice ale Sileziei. Pentru polonezi, Silezia este o Valea Jiului. Pentru România, Valea Jiului este un loc care a rămas așa un pic undeva într-o zonă pe hartă. Trebuie ajutat să-și devină. Noi nu avem un stand pentru București. Da, avem un stand pentru București, mă zic asta. Sper că și România, probabil că și România la un dat în viitor o să ajungă acolo, cu ajutorul de Spine, cu ajutorul tuturor care se implică în piață. Despin, am mersi foarte mult pentru că ai fost aici alături de noi. Și noi mulțumim și bine ați venit în Brexit, unul din membrii noi, și sperăm să
creștem împreună, asta este important la comunitatea noastră, cu cât mai multe companii atragem, cu atât evenimentele noastre și campaniile noastre vor fi mai de impact. Da, cu drag, ne bucurăm tare că putem să contribuim și noi, am vrut să facem parte dintr-o organizație puternică, am tot observat de lungul anilor cum ați crescut, așa că partea mea cred că aveți și avem, pentru că suntem împreună, o voce foarte puternică prin care putem să facem lucruri fain. Mult succes tot ce faci! Mulțumim, la fel! Sper să te am alături și anul viitor când vorbim despre schimbările politice care se vor și administrative care se vor întâmpla în România și cred că ar fi bine să spunem câteva lucruri înainte să se întâmple. Da, nu-mi place să fac politică, vrem doar să avem niște parteneri serioși de discuții. Hai să numim administrative atunci. Da, nu înțeleg politică, înțeleg cum administrăm ceea ce avem în jurul nostru și să ne spunem punctele de vedere, cum ar trebui oricine ar fi în acea poziție, nu neapărat de o culoare anume, să facă lucrurile ca să fie mai bine. Și avem câteva exemple deja, dar propun să le dăm într-un material viitor. Da. Dacă ești de acord. Sunt de acord, mai facem un material spre finalul anului viitor, când lucrurile vor fi clarificate din punct de vedere politic. Este un an foarte complicat, cu multe, multe alegeri, adică nu avem doar alegeri locale, avem și europarlamentare, avem și alegeri parlamentare și prezidențiale. Da. Exact. E o schimbare de marcaj destul de importantă. Nu am plin de alegeri. Și pentru aceea întrebări ca să fac alegeri personale în materie de cum își vor investi banii, cum își vor investi viitorul familiei sau cum își vor investi viitorul sau prosperitatea de care doresc să beneficieze în viitor. Vă recomand să ne urmăriți în acest podcast săptămânal și toate materialele pe care le furnizăm. Dați share, dați like, dați subscribe. Urmăriți și BREC.ro, Bucharest Real Estate Club, unde Despina anunță tot felul de evenimente și inițiative foarte, foarte faine. Despina și echipa ei. Da, că exact. E o echipă întreagă în spate. Și haideți să stăm aproape, pentru că e un subiect care pentru România următorilor 20-30 de ani este un segment extrem de important. Da. Și care cred eu că o să aducă multă bunăstare, să aducă dezvoltare economică și dacă e făcut așa cum trebuie, o să schimbe orașele în bine. Absolut. Toate bune tuturor, mult succes, Despina. Mulțumesc, la fel, Daniel. Ciao.